Lombardia este una dintre cele mai populate regiuni din Italia și, după cum putem vedea pe hărți, una dintre puținele zone istorice ale acestei țări care nu are acces la mare. Accesul la mare este compensat de către lacurile care împânzesc regiunea. Printre cele mai cunoscute se numără Como și Garda. În Lombardia se găsește și Domul din Milano, considerat unul dintre cele mai renumite monumente și puncte de referință din întreaga Italie. Este un exemplu excelent de arhitectură gotică, un stil care nu abundă în Italia și este o bazilică metropolitană deosebită datorită locației sale centrale în capitala lombardă. Un alt punct de atracție al acestei regiuni este Monte Isola, cea mai mare insulă dintr-un lac din Europa. Aceasta este în mijlocul lacului Iseo. În regiune se află și Cina cea de taină, o pictură murală realizată de către Leonardo da Vinci în fosta sală de mese a mănăstirii dominicane Santa Maria delle Grazie. Pictura a fost creată între anii 1495-1498 la comanda ducelui Sforza din Milano. Datorită geniului lui Da Vinci, a reușit să fie una dintre cele mai cunoscute și controversate picturi din lume. Să nu uităm că, de-a lungul timpului, oamenii de știință și pasionații de artă au încercat să afle simbolismul ascuns al Cinei cea de taină. Așa cum am afirmat mai devreme, Lombardia se mândrește cu o mulțime de lacuri de origine glaciară aflate în nordul regiunii. Printre cele mai cunoscute astfel de lacuri se numără Como, Iseo, Idro, Garda, Maggiore și Lugano. Ultimele două lacuri sunt împărțite de Italia cu Elveția.